îndoială. Nu? Fără îndoială. Ați candida dacă partidul va cere acest lucru? Este, cum a declarat și domnul Dacian Cioloș, aceeași este și poziția mea, vom alege candidatul care e cel mai util pentru proiectul nostru de a guverna în 2020. Cel mai util în ce sens? Util proiectului pentru că Alianța USR Plus să guverneze România din 2020. Deci nu excludeți varianta în cazul în care partidul va cere asta? În politică nimic nu trebuie exclus. Asta e din Dallas, JR, anii de copilărie. Sunt convins că știți secvența Never Say Never. Never Say Never. Un vecin de-al meu de scară de bloc îi zicea JR, cum a zis și JR. Domnule președinte, în condițiile în care ar fi după alegerile prezidențiale, să zicem că s-ar ajunge la legea anticipată, ceea ce și dumneavoastră și eu și cred că toată lumea se îndoiește că se va întâmpla. E foarte greu de declanșat legea anticipată în România pe actuala Constituție. Procedurile sunt complicate și dacă cumva se va ajunge la al treilea cabinet după ce au căzut primele două, mulți anticipează că de fapt mulți parlamentari ar putea să voteze doar ca să nu-și piardă restul de mandat. Deci cumva greu de crezut că vor fi alegeri anticipate. Dar să presupunem că ar fi alegeri anticipate și să zicem că ați fi în situația de a propune un prim-ministru. Aveți numele sau, eu știu, datele persoane care ar fi prim-ministru? Ați fi dumneavoastră, ar fi Dacian Cioloș? Cine ar fi propunerea dumneavoastră? Sunt cel puțin 3-4 persoane, inclusiv președinții celor două partide, pe care i-am putea propune cu toată nădejdea pentru pozițiile de premier, deci aici nu este o problemă. După cum știți, calitatea principală, și aceasta a fost recunoscută în campania electorală de către cetățeni a USR și Plus, e dată de competența reală și de carierele reale ale componenților. Deci nu e nicio problemă în a propune persoane care într-adevăr să îndeplinească cu performanță, onestitate și competență acest rol. A susține un guvern care să fie condus de președintele PNL Ludovic Orban? Acum referindu-ne punctual și pragmatic la anumite chestiuni care s-ar putea întâmpla în condițiile în care cade guvernul la moțiune de cenzură. Exact. În situația aceasta curentă, deci dacă vorbim de perioada următoare în care moțiunea de cenzură ar putea să treacă, evident, președintele Iohannis va trebui să facă o nominalizare. Sunt convins că această nominalizare nu va mai fi de la PSD, adică scenariul acesta... Credeți că îl va numi pe președintele PNL? E decizia domnului Iohannis. Ar putea să fie și Ludovic Orban nominalizarea, nu am nicio îndoială. Dacă ar fi, la susține? Și după cum am spus, dacă acest cabinet pe care domnul Orban l-ar propune și-ar asuma obiectivele noastre, nu ar fi în sine o problemă, pentru că am spus foarte clar, obiectivul acestui guvern, care ar fi un guvern de o perioadă scurtă, ar fi tocmai organizarea de alegeri anticipate sau, în cel mai rău caz, perioada aceasta de un an până la alegerile la termen. Ați spus mai devreme că nu ați vrea să ajungeți la guvernare, imaginez și acum și în ipoteza unor alegeri anticipate sau la următoarele alegeri, în situația în care... Nu vrem. Vrem să ajungem la guvernare. Să termin propoziția. După alegeri. Nu, a spus că nu cu voturile acelora care o majoritate, nu cu voturile acelora care au sprijinit guvernul Dragnea. Guvernul Dragnea. Acum însă dați sau încercați să dați jos un guvern cu voturile acelora care au fost chiar adversarii dumneavoastră de moarte în trecut. Și aici mă refer la Victor Ponta. Nu e același lucru? Nici pe departe. Trimiterea acasă a unui guvern care nu mai guvernează pentru România, de fapt n-a făcut-o niciodată în mod obiectiv, dacă vorbim de acest guvern, este o chestiune de politică parlamentară, firească și legitimă. În acest demers, toate celelalte partide, toate partidele de opoziție, de opoziție mai multă sau mai puțină, dacă vreți să intrăm în zona aceasta, care înțeleg că România nu poate să mai stea încă un an orbecăind pe la marginea Europei, această colaborare este una firească. Nu văd o problemă pe acest plan al moțiunii de cenzură. Pentru că aici, eu știu, pentru cei care v-au votat și pentru cei care poate ne urmăresc, încearcă să înțeleagă până la urmă care ar fi condițiile dumneavoastră. Spuneți, am susținut un guvern non-PSD, dar din acest guvern ar face parte, nu PNL-ul, că ei ar putea să încerce să facă o majoritate, ar face parte PMP-ul, pro-România în condițiile în care nu va face o alianță cu PSD-ul și cumva, totuși aici e o întrebare, dacă dați jos un guvern cu Victor Ponta e una, dar dacă votați un guvern în care toată campania făcută de USR era cu, n-aș vrea să spun într-o emisiune,
Știți la ce mă refer. Pui monta, nu cumva ar fi bizar să votați un guvern cu unul dintre cei mai mari adversari, da, pe care ați avut? Vorbim despre un guvern de tranziție, un guvern cu un mandat scurt, care ar avea ca obiectiv alegerile anticipate, din punctul nostru de vedere. Deci ar fi cumva o scuză pentru asta? Nu e vorba de o scuză. Este un element de pragmatism și responsabilitate. România trebuie să aibă un guvern. Pe actuala majoritate parlamentară nu există alte secvențe sau, mă rog, combinații funcționale, plus că este până la urmă decizia premierului care va fi desemnat să decidă cine va face parte din acel guvern. Poziția noastră nu e foarte clară. Putem susține un astfel de guvern non-PSD care ar îndeplini obiectivele despre care am vorbit, fără penal, primari în două tururi, repararea problemelor pe economie, vorbim și legile justiției, să nu uităm, adică alea sunt, de acolo pornim. Legile justiției în ce sens? La ce vă referiți la legile justiției? Sunt toate aceste modificări care au fost rostogolite în ultimii 2 ani și jumătate. Multe dintre ele sunt, cum să spun, să-mi folosesc un adjectiv prea dur. Sunt lucruri care trebuie schimbate. Hai să lăsăm ele așa. Ar trebui abrogate sau care ar fi formula juridică? Bun, printr-o consultare reală cu asociațiile și cu organismele profesionale în domeniul justiției, ori amendamente, ori abrogate, depinde de la caz la caz. Ok. Pentru că acolo sunt multe lucruri. Practic s-a încercat ordonanța 13, n-a funcționat, societatea a reacționat, oamenii au ieșit în stradă, după care s-a încercat introducerea de felii de salam pe sub ușă, s-a secționat problema și lucrurile... Deci ați vrea ca toate lucrurile care s-au schimbat în legile justiției, practic, să fie schimbate, nu? Nu spun că toate, sunt foarte... De exemplu, foarte secția pentru investigarea magistranților. Da, aceea Comisia de la Veneția recomandă acest lucru. Acela este un instrument politic pentru orice forță politică care ar veni la conducerea statului. Despre asta vorbim. Adică faptul că Liviu Dragnea și PSD-ul a transformat-o într-o măciucă personală e o realitate. Dar dincolo de asta, o instanță specializată sau o instanță dedicată, controlată politic, dedicată presiunii asupra magistraților, nu are din punctul nu al nostru de vedere, din punct de vedere al ceea ce înseamnă legislația europeană și principiile europene de drept, nu are cum să funcționeze. Nu deci, are de ce să funcționeze. Pe lângă condițiile pe care le-am spus mai devreme, ar fi și desființarea secției pentru magistrați. Da, aici este un consens în societate. Am văzut de astăzi, urmărind-o pe doamna Dăncilă și urmărind, nu știu, stenogramele scăpate sau transmise, da, puțin scurse, important. Scurse, probabil. Da, am văzut că subiectul legilor justiției, subiectul justiției s-a încheiat. Asta, chiar asta am spus. În momentul în care luni s-a pronunțat condamnarea în cazul Liviu Dragnea, s-a încheiat o epocă. Practic, România a avut una dintre cele mai negre epoci politice de după Revoluție, perioada aceasta Liviu Dragnea, care a reușit cumva să-și prostească propriul partid, să vină cu acel program de guvernare în 2016, pe care românii l-au crescut. Vă aduceți aminte, cartonașele acelea colorate, România urma să devină grădina Maicii Domnului. Toate salariile și pensiile creșteau, toate taxele și impozitele scădeau. Pentru că era nevoie, deci aici nu e niciun dubiu. Părea că o să trăim într-un rai magic. Și la o lună și jumătate după alegeri, a apărut ca o bancă acela cu raiul și iadul cu varianta demo. A apărut că intrăm într-o secvență pe care nimeni nu mai înțelegea, în care prioritatea era brusc justiția, penitenciarele, subiecte care pentru omul de rând păreau, despre ce e vorba. Bun, cu privire la s-a încheiat o epocă, sper ca PSD, ca să termin ideea, da, vă rog, sper ca PSD să înțeleagă că subiectul justiției nu mai este cumpărat, acceptat și dorit de către români și să începem să avem în Parlament, chiar de mâine, dezbateri pe unde trec autostrăzile, pe cum facem spitalele regionale, pe ce legi putem adopta pentru ca antreprenorii români sau din diaspora să poată să se întoarcă în țară. Le-ați putea face mult mai bine din executiv astea. Categoric. Autostrăzi, spitale și așa mai departe. De asta e nevoie de alegeri anticipate cât mai repede, pentru ca venind un executiv competent... Să vă citesc declarația dumneavoastră de astăzi. Este teoretic varianta alegeri anticipate. E totuși o variantă teoretică. Adică din punct de vedere teoretic, pragmatic... Teoretic înainte de prezidențiale. După prezidențiale e perfect fezabil. Suntem și în timp și în calendar. Nu e nicio vă imaginați că or să cadă? Deci în ultimele 6 luni nu se pot face alegeri anticipate, da? Da. Bun. În condițiile în care 3 guverne ar trebui să cadă și există niște termene acolo, da, pe care e o chestiune de voință politică a acestei majorități non-PSD, de asta spun că e o chestiune de discuție. Pentru că dacă cădem de acord, hai să facem alegeri, hai să ieșim din criză, avem alegeri pornind de pe curat, cum ați dat și metafora seară la televizor, dai toate cărțile jos de pe masă, le așezi pe frumos, începe o construcție sănătoasă,
Varianta de construcție sănătos înseamnă alegere anticipată. Okay. Orice altceva e o chinuială cu actualul Parlament. Imaginea pe care am folosit-o aseară și pe care o ați avut amabilitatea să o reluați în această seară, e foarte bună. Deci noi avem acum pe masă o nebunie. O vraiște. Haideți să dăm tot jos de pe masă. Și lucrul pe care trebuie să-l facem, pentru creștini pun Biblia pe masă, pentru politicieni și pentru un stat pun Constituția pe masă. Deschidem la articolul 89 și la articolul 89 ni se spune că în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui nu poate fi dizolvat Parlamentul. Ceea ce înseamnă că, de fapt, procedurile nu se vor putea declanșa cu aceste guverne care se tot candă de 3 ori ca apoi să se dizolve Parlamentul și președintele să cheme oamenii la vot, decât în situația în care vom trece de aceste 6 luni. Da. Deci noi vorbim de cel puțin, eu știu, un an de zile de aici încolo, în care întrebarea este cum o să fie, cine o să guverneze, înțelegeți dilema și cumva spaima oamenilor. Pentru că nu știu dacă e neapărat o spaimă, dar e o îngrijorare. Nu e nicio spaimă. Avem un guvern Dăncilă care trebuie să plece pentru incompetență, pentru dispreț asupra românilor din diaspora, okay, pentru 1000 de motive. Pleacă. Facem o moțiune de cenzură. Sper să reușim să generăm voturile necesare, pentru că este într-adevăr un dacă și aici, și sunt perfect realist, pentru că Parlamentul acesta, ilegitim după votul de duminică, are totuși o majoritate care este APSD în momentul de față, nu știu cât de consistentă mai e, dar e APSD. Presupunând că trece moțiunea de cenzură, se poate crea un guvern non-PSD care să guverneze în această perioadă de, eu spun, de tranziție, de un an și, nu știu, o lună, două. Putem ajunge la alegeri anticipate, ne așezăm într-o logică a construcției pe care începem să punem cărți și caiete pe masă. Domnule președinte Barna, n-am avut posibilitatea să discut aceste lucruri cu dumneavoastră, dar vreau să mă folosesc de acest lucru. V-am urmărit și în seara asta, vă urmăresc, cred că e important pentru orice jurnalist să vă urmărească ceea ce spuneți, declarațiile dumneavoastră. Este un lucru pe care vă mărturisesc că nu l-am înțeles și în seara asta vreau să vă întreb direct. În momentul în care am avut în România, vorbeați că s-a terminat acum o epocă. A mai fost o epocă. A fost epoca Băsescu, o epocă despre care noi, de exemplu, am vorbit foarte mult. Au apărut o serie întreagă de fapte de corupție grave. Se crease o camarilă și un regim despre care cred că acum, cu toate datele, tot ceea ce noi am dezvăluit în anii aia s-a dovedit că era, de fapt, mult mai rău de atât, pentru că nu aveam jurnalistic toate elementele. Și cumva nu pot să cred că Traian Băsescu a reușit să facă așa o camarilă, acum apar și documente că, de fapt, ceea ce noi mai dezvăluisem de ceva vreme, a mai avut și legături cu securitatea și din astea, lucruri care acum, mă rog, sunt istorie. Dar nu pot să cred că ceea ce el a făcut personal și camarila lui era bine, dar oamenii pe care i-a pus erau niște oameni minunați și sistemul pe care l-a construit. Și lucrul pe care personal nu l-am înțeles și vă întreb în această seară este... De ce uneori, în cazuri evidente, să luăm poate cel mai elocvent dintre ele, DNA, Pitești, Unitatea de Elită, n-am văzut nuanțele? Că nimeni nu ar vrea ca să avem o magistratură pusă în slujba unui partid politic. Ar fi cea mai oribilă situație în care s-ar afla România. Dar în momentul în care există elemente de felul acesta, există date concrete, de ce nu a existat nuanțe cu privire la aceste situații? Nu e nicio îndoială. Și USR a fost consecvent și în campanie USR Plus, Alianța, am fost consecvenți pe acest mesaj. Justiția trebuie să-și facă datoria, inclusiv în ceea ce privește proprii funcționari din sistemul de justiție sau magistrați care încalcă legea. Deci singurul element, singurul cadru care este nenegociabil este respectarea legii. Aici nu e nicio fel de chestiune. Nimeni nu-i mai presus de lege. Suntem total de acord că acolo unde au existat, dacă au existat și instanțele au constatat asta, abuzuri, încălcări ale regulamentelor, ale legislației, cei responsabili trebuie să plătească, indiferent de la ce partid sunt. În USR, de exemplu, chiar avem aceste criterii de admitere și criterii de integritate internă ale membrilor. În momentul în care cineva are probleme cu justiția, are probleme penale în sens generic, pentru că inițiativa era fără penal, da? Persoana aceea
pleacă din partid, își rezolvă problemele dacă într-un fel sau altul ajunge în închisoare sau este sancționată sau este achitată, după care în cazul în care este achitată revine, dacă este o persoană cu probleme pe mai departe, nu mai are acces în partid. Deci România a ajuns în situația aceasta care e cumva bizară pentru cei din Occident, pentru că a fost discuția, inclusiv cu inițiativa noastră fără penal în funcții publice, domnule, dar de ce să puneți în Constituție că cei condamnați nu mai pot să candideze pentru primari, parlamentari sau președinte? Unde lume se întâmplă asta? Spuneam, în România, în celelalte țări, dacă ai o astfel de problemă, și am văzut inclusiv Cancelarea Germaniei, ca să fim foarte clari, în momentul în care ai o astfel de problemă, îți iei cutia cu guma de șters, poza familiei și trei marcăre și pleci acasă. La noi s-a ajuns la logica că e perfect în regulă să rămâi. Aș putea să fiu de acord cu dumneavoastră. Adică, domnul Vulcov e cel mai bun exemplu. Un om condamnat pentru furt de bani publice, consilierul economic al ministrului. Aș putea să fiu de acord cu acest principiu. Și face bugetul României. Dar știți care este problema? Magistratura din România, din păcate, nu e magistratura din Germania. Pentru că dacă noi am fi ajuns, adică noi ne plângem de tot felul de lucruri, ne plângem pe bună dreptate de drumuri, de lipsa autostrăzilor, de spitale, de toate aceste lucruri care sunt așa cum sunt. Nu cred că toate sunt vraiște în această țară și avem o magistratură care poate fi comparată cu cea din Germania. În momentul în care vom ajunge să avem o magistratură care să fie, eu știu, ca cea din Germania, ca cea din Statele Unite sau din democrațiile care funcționează, atunci ar fi fără dubiu. Problema este că, de fapt, uneori senzația este că avem așteptări foarte mari și pentru faptul că de regulă sunt niște oameni care nu se văd, tindem să avem încredere orbește în acești oameni. Și aici întrebarea este dacă nu cumva nuanțele cu privire la abuzuri de putere care se întâmplă uneori, cu suspiciuni legate de anumite comenzi care se dau alteori. Aici este nedumerirea mea, ca să o zic așa, și să mi-o exprim în această seară cu privire la discursul USR în general. Nici magistratura, ca într-adevăr niciun sistem din România și din întreaga lume în mod obiectiv, nu poate să fie și nu este perfectă. Însă soluția este respectarea legii, standarde de calitate, criterii de performanță, elemente prin care depolitizare, valabil și la educație, suntem exact în același film. Dacă folosești toate aceste instrumente, acolo îți apar mere stricate în coș, că despre asta vorbiți, despre persoane care în anumite poziții, în loc să respecte legea și standardele profesionale, spunem, cad în diverse alte tentații. Dacă tu nu ai mecanismele acestea de standard profesional, de competență, n-ai cum să funcționezi. Aceasta e soluția și nu destructurarea instituției. Pentru că ceea ce a făcut PSD în acești 3 ani a fost confiscarea instituției. Când pui oameni cu o pregătire îndoielnică, oameni pe care toți colegilor din profesie... La cine vă referiți că i-au pus ei? Nu o să dau nume acum, pentru că... Nu, dar totuși, cei de la secția aceasta pentru investigarea... Da, secția aceasta de investigare în cazul Chioveșii a dat un fail major, deci să nu... Dar ei sunt numiți de CSM, nu sunt numiți de către guvern. Da, dar în mod obiectiv, dacă ne uităm pe performanțele profesionale ale unora dintre ei, repet, nu o să dau nume în această emisiune, lucrurile sunt foarte clare. Asta vreau să spun, dacă ai standarde de calitate, performanță și elementele astea, poți să scoți, să elimini, să marginalizezi persoanele care nu performează. Că vorbim de calitate umană. Aici, aici e întrebarea, că aceste standarde lipsesc, că există dubii, mai ales că s-au văzut tot felul de lucruri în această perioadă, că au fost lucruri despre care nu s-a știut, iar în actul de justiție nu e totuși posibil să ai niște protocoale secrete despre care nu știe nimeni. Și aceste lucruri, cred că societatea... O mare parte dintre ele a semnat chiar domnul Tăriceanu. Deci ideea că nu știe nimeni... Bun, nu știe justițiabilul, nu știe opinia publică, nu știe oamenii care ar trebui să știe, pentru că așa e justiția, trebuie să ai toate elementele pentru a te putea apăra.